Mâine, 10 mai, va fi o zi mare pentru renumitul scriitor de origine reghineană Radu Tuculescu. Acesta pleacă la Paris, unde își va lansa volumul Povestirile Mamei Bătrâne. Asta după ce scrierile sale sunt deja traduse în mai multe limbi, iar piesele de teatru se joacă pe mai multe scene europene. În 10 mai voi avea lansarea romanului Povestirile Mamei Bătrâne la Paris, într-una din librăriile Galimarului, nu este la Galimar cartea, dar la o editură, Gingo, îi spune editură care colaborează cu celebra editură și cu celebrele librării ale, ale editurii Galimari. Cu această ocazie, Țuculescu va face cunoștință și cu traducătoarea volumului, pe care a cunoscut-o până acum doar prin intermediul corespondenței. Traducerea excepțională a acestui roman greu de tradus, Dominic Ilea, este o doamnă pe care nu o cunosc încă personal, am cunoscut-o numai pe e-mail, a lucrat enorm vreo șase luni la traducerea romanului povestit mamei bătrâne, iată că în sfârșit se lansează în Franța. Lansarea de mâine de la Paris va fi urmată de un turneu de două săptămâni prin toate colțurile Franței. Promovarea se va face pe două planuri, cel al volumului de proză, dar și cel al țării noastre în ochii francezilor. Primul oraș unde se merge de la Paris, este bourg la Rem, orașul înfrățit cu reginul și unde regineni mulți au fost de la cei mici până la cei mari la regin și sper că voi cunoaște și eu acum acest orașel și oamenii lui am auzit că minunați, care de-abia așteaptă, iată o acțiune care le ofer eu culturală și va fi la biblioteca care arată super biblioteca din acest mic orășel de lângă Paris la 9 km și că de Paris. Deplasarea în Franța nu este lipsită de emoții pentru îndrăgitul om de cultură. Deși cărțile sale sunt traduse în mai multe limbi, iar piesele de teatru se joacă pe numeroase scene din Europa, Radu Țuculescu este conștient că trebuie să facă față prejudecăților legate de poporul român. Idei preconcepute despre care i-au vorbit prietenii de peste hotare, dar și traducătorii operelor sale.